Nepăsare totală la instituțiile publice în Tulcea. Noul primar a făcut un experiment public. Ștefan Ilie a sunat la companiile subordonate și a demonstrat că nu răspunde nimeni la telefon. Primarul spune că a dat termen de rezolvare a situației până în data de 6 noiembrie. După o săptămână de la depunerea jurământului și instalarea în funcție, primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, scrie pe pagina sa de Facebook că primăria stă rău la majoritatea responsabilităților, la serviciile pe care le oferim locuitorilor și foarte prost la capitolul comunicare. Acesta a făcut și un experiment. A sunat la două companii subordonate administrației locale și a demonstrat faptul că nimeni nu răspunde la telefon. Societatea Energoterm, care acum este în proceduri de pornire a agentului termic, întârziate de lucrările de reparații ale unor rețele, are pagină de Facebook, însă contactul prin mesaj te direcționează pe pagina de web, unde transmiterea dă eroare. Îți mai rămâne să suni, însă, așa cum se poate observa în clipul video, dar la relații cu clienții nu răspunde nimeni. Culmea, acum când sunt temperaturi scăzute, când abonații au nevoie de căldură și când este obligatoriu să se cunoască cum și când se remediază problema, scrie primarul pe pagina sa de Facebook. Ștefan Ilie spune că a dat termen de rezolvare a situației până la data de 6 noiembrie. Până atunci, toate serviciile publice trebuie să pună la punct comunicarea primară, obligatorie. Mesaj și apel cu răspuns la fiecare, spune primarul.